Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, în filmul anterior am găsit o colonie. O colonie care se împerechea mat ca dar. Ați văzut, n-are nici mâncare, n-are nici... Deci nu prea are mâncare, nu e în starea cea mai bună. Și aici am altă problemă, unde și asta s-a rezolvat din câte am observat. S-a împerecheat și aici matca, dar aceasta față de colonia respectivă arată un pic diferit. Aceasta are foarte multă mieră. E exact opusul la colonia respectivă. Și se rezolvă această problemă, voi face schimb de rame, încerc să iau rame cu mai puțin puiet pe ele, care să eclozeze. Iată, aceasta o voi lua. Văd că eclozează albinuță și o să o duc la acea colonie din filmul anterior ca să îi dăm să aibă mâncare suficientă. Și atunci aici venim și cu spațiu, că aceasta nu are spațiu unde să o omoare. Deci să trecem la treabă. Îndepărtăm aceste două rame, scutur albina, ar fi indicat să o periez. O să perie. Am depistat unde e matca. O să periez acea ramă, doar să mai scot și a doua ramă pe care o voi lua de aici. Nu o voi lua pe aceasta, o voi lua pe, totuși pe cealaltă. O să o iau pe aceasta, o să o iau. Aici are și ceva puiet tânăr. Și o să îndepărtăm acolo albinuțile astea. Mergem la acel stup, este aici, asta nu este o garanție că va ierna sau vor trece de iarnă, nu știu însă, dar mereu căutăm soluții până în ultimul moment. Ar exista posibilitatea aceasta de a trece de iarnă coloniile acestea cu probleme. Deci, aici avem colonia respectivă. Matca este undeva pe această ramă. Am umblat acum puțin timp la ea. Așa că vom scoate una dintre rame. Iată cum arată, deci nu are mâncare aproape deloc. Și o vom duce la colonia respectivă. Și aici facem același lucru cu albina.
E o încercare de a salva două colonii, dacă se poate. Bun, o luăm și pe următoarea. Venim cu această ramă care are mâncare suficient. Acum băgăm aici. Acum știm că am rezolvat și problema aceasta. Deci are acum mâncare. Are rame goale și va trebui să eclozeze din acel preț încet, încet să poată să acopere rama. Dar asta este doar o încercare de a salva, deci nu se garantează nimic. Și venim cu a doua ramă, cu hrana. Cuietul larvarul îl întoarceți spre cuib, care trebuie să eclozeze lăsat spre exterior. Așa, sperăm să redresăm această mică colonie. Acestea ne-au primit siropul uleiuri esențiale datorită că dacă dăm ulei esențial la coloniile fără marcă sau nu sunt împerecheate, uleiul esențial ar putea imita feromonul reginei și s-ar putea întâmpla ca marca respectivă să nu se împerecheze. Bun, aici am rezolvat. Ați văzut și în partea opusă. Cam așa arată. Vom vedea peste o lună. O lună de zile nu mai au probleme. Spațiu e, mâncare e. Vor primi sirop. Cam asta e. Până data viitoare, numai bine!